ViewSonic VX2418, ce este în opinia mea un monitor bun atât pentru gaming cât și utilizare generală. Face parte din gama de buget pentru gaming Omni din oferta brandului ViewSonic, companie cu tradiție în domeniu înființată în 1987 și redenumită ViewSonic în 1993. Ce recomandă ViewSonic VX2418 ca un monitor bun pentru gaming? Bineînțeles, în primul rând, rata de reprospătare a ecranului de 165 Hz sau de cadre per secundă. Rezoluția este o a doua caracteristică, 1980x1080 pixel sau Full HD, fiind în continuare rezoluția dominantă în toate statisticile cu și despre hardware-ul de gaming. Avem de-a face cu o matrice VA capabilă de standardul HDR10, cu mult mai bine colorată decât una TN, singura capabilă de asemenea viteze de reîmprospătare în trecut. Avem desigur și certificare FreeSync Premium pentru monitor, ceea ce înseamnă că odată conectat pe conectorul DisplayPort, modelul de față poate să sincronizeze 1:1 atât cu plăci video AMD cât și Nvidia compatibile pentru experiență vizuală fără ruperi de ecran în timpul gamingului. Nu este un monitor scump, prețul său fiind cu mult sub 1000 de lei la data realizării acestui material, cel mai mic preț fiind la această dată de aproximativ 650-750 de lei pe comparatoarele de prețuri din România. La acest preț primim și două porturi HDMI 1.4 pe care frecvența maximă la care îl veți putea seta va fi de 144 Hz și un display port capabil de 165 Hz, frecvență maximă la care funcționează monitorul, așa cum spuneam și mai devreme, și o ieșire pentru căști de 3.5 mm folositoare dacă nu vreți să vă conectați boxele sau căștile direct la PC sub birou. Deși de foarte mult timp am avut norocul să lucrez pe monitoare mai mari, am încercat să utilizez modelul de astăzi pe laptopuri în timpul testelor și trebuie să spun că micul, dar voinicul ViewSonic VX2418 m-a surprins plăcut prin rapiditate, dar și culori, fiind în cele din urmă ceea ce aș caracteriza ca fiind un monitor normal pentru timpurile și necesitățile noastre, de la gaming la office și browsing și, de ce nu, editare la nivel de începător, pentru că este capabil să acopere spațiul de culoare sRGB la 103%, ceea ce îl face potrivit și pentru editare video dacă scopul clipului este să fie afișat doar pe web. Deși, atunci când vine vorba despre această îndelenicire, parcă aș vrea să vă recomand să-l calibrați pe cât posibil ca să poate reda cât mai bine culorile reale din fabrică, fiind setat mai degrabă spre culori mai vii și un sharpness ridicat, adică exact pentru gaming. Din fericire pentru monitor din clasa sa de preț, fără mari pretenții la acest capitol, poate fi corectat destul de ușor utilizând OSD-ul integrat. Nici vizionarea firmelor sau browsing-ul web nu sunt activități de care este străin, rezultatele fiind unele bune, iar aici Blue Light Filter-ul integrat ajută foarte mult, în special în office, când de multe ori ca și creator de conținut sau voi ca utilizator de office vă holbați la un text ore întregi. Pentru cei cu spațiu restrâns pe birou sau cu bugete cu adevărat spartane, vă veți bucura să aflați că include și două difuzoare de 2W care își fac treaba dacă nu ai altceva la îndemână, dar care nu sunt punctele sale forte, făcându-și simțite destul de repede limitările. Nu va consuma mai mult de 25W la capacitate maximă, așa că nici din punct de vedere al consumului nu face vreo mare gaură în buget. Asamblarea este extrem de rapidă, implicând doar mofarea, ca să zic așa, a unui picior ce oferă un oarecare grad de libertate de înclinare, însă nu sunt disponibile și alte reglaje, motiv pentru care dacă vreți să-l reglați pe înălțime, aveți două metode. Ori îi puneți o cutie sau ceva cărți de desubt, ori îi cumpărați un picior aftermarket ce se poate prinde de birou, monitorul fiind compatibil cu standardul de montare VESA 100. De la început până la final, am pus monitorul în funcțiune în nici 3 minute, asamblarea rapidă și conectarea cablurilor împreună cu care vine în pachet, fiind gândite să fie cât mai simple și trebuie să spun că pentru un monitor în cele din urmă ieftin dedicat sectorului de buget, atât dotarea nici de cum spartană, cât și ușurința în utilizare, m-au cucerit, motiv pentru care le recomand cu căldură celor care caută un monitor ieftin, bun la toate. Asta este tot pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați pentru a ne ajuta să devenim o comunitate cât mai puternică cu subiecte, sper eu, cât mai interesante, iar eu vă spun până data viitoare, ca de obicei, toate cele bune!